Cetățenii municipiului Alba Iulia și oaspeții care vor vizita orașul cu prilejul Zilei Naționale a României vor putea circula cu autobuzele Societății de Transport Public Alba Iulia pe orice traseu, în toate zonele tarifare, întreaga zi, achitând prețul unui singur bilet, care va fi valabil pe tot parcursul zilei de 1 decembrie. În acest fel, STP încearcă să încurajeze cât mai multă lume să vină în capitala Marii Uniri cu prilejul acestei zile speciale pentru toți românii. Un bilet costă 1 leu și 80 de bani în zona tarifară din interiorul orașului și este în mod normal valabil o oră pe toate traseele STP, dar cu prilejul sărbătorii Zilei Naționale, acest bilet își va prelungi valabilitatea la o zi și biletele cu preț diferit aferente celorlalte zone tarifare vor fi valabile întreaga zi. Biletele achiziționate prin SMS la prețul de 0,35 de euro plus TVA sunt valabile doar în interiorul orașului. În același context, STP va suplimenta cursele care fac legătura dintre zona autogării și cea a platoului romanilor din cetate și a celorlalte locuri de desfășurare a evenimentelor, asigurându-se o fluență crescută a mijloacelor de transport, astfel încât oamenii să nu fie nevoiți să aștepte în frig.